cheltuia la bani, vor așa, proasta. Păi cum a proasta? Eu îmi fac mendrele și mă simt bine. Da, ok. Azi că îți explic acum ce înseamnă a proasta. Nu e ce crezi tu, că te duci și cheltuie aiurea. Cheltuie când vrei, că nu-i despre asta. Să înțelegi despre ce e vorba. Îți dau un exemplu acum. Hai că scad gura prin magazine. Să zicem așa ceva. Se cosește. Addiction. Hai că scad gura prin magazine. Ce-ți place, da? Că îmi place tarotul, da, să caut și să văd din astea, da, cu ce mă simt bine. Și trebuia să cumpăr vreo 5 cași, virgulă, cu a 6-a, tarotul 6, nu, number 5, number 6, number 6, să mă simt bine și să înțeleg despre ce e vorba. Nu să înțeleg ce scrie aici, că nu e despre asta. E din tine, vine, da? Asta e așa. Da. După desene, după... Dar e informația vine și ești cu astea sau nu, dar am mai zis eu. Și ce ai să zicem, da? Exemplu mai rapid, așa, cu ce ai. Te plimbi, umbli prin oraș, cazi gura la ceaiuri, că vrei ceai, nu știu ce. Și nu aveai, să zicem, de un fel ceai. Da? Ceai negru, să zicem, cum îți place, sau ceai verde. Sau... Și te duci să cauți. Și la un moment dat, ăla nu-l mai vezi, vezi tot felul de ceaiuri, tot felul de exotice, diferite, care nici n-ai mai gustat, cu piper, cu nu știu ce, cu fructul, nu știu ce, pasiuni de nu știu unde, de, da? Niște denumiri a plantelor, a fructelor, nici n-ai auzit despre așa ceva, da? Că ai proiectat. Și să vezi ce-i cu asta. Și îți cumperi ceai. Și nu un ceai. Un ceai. După aia te-ai dus nu știu unde. Ai mai luat un ceai. O cutie. După aia te-ai dus, ai văzut nu știu cum într-o cutie mai... Stai așa, că și artistic. Deosebită. Dar de în ăsta parcă am. Da, cutie e nu știu cum așa. Bun. Și... Bun, a zis puterea din tine sau universul, să o zic cum vrei. A zis, bun, ok, ai pretenții absurde, da, ai, știi cum zicea maica mea, ți era poftă mai mult decât să mănânci. Da? Ochii mari, dar stomac, în stomac nu încape atâta. Bun. Și ți-ai luat la ceaiuri și... Le-ai aranjat așa frumos, stai, știți, la el e ca la niște cutiuțe, da? Și universul din tine zice, ok, și ce faci acum? Și tu, care ce faci? Nici nu bagi în seamă întrebarea. Zici, lasă, când o fi, o fi. Nu e când o fi, o fi. Asta înseamnă prezent, trecut, viitor. Tu îți cumperi doar ce-ți trebuie în clipa asta, azi, sau ce nu ai acasă. Asta, și asta e addiction cu cumpăratul. Îmblat să cumperi și să cu dragoste și cu nebunie și cu respect și cu așa să cumperi tot ce îți place, da? Pardon. Și și pe urmă invers, trebuie să ai grijă, da? Ești și. Și te-a întrebat, da? Ai avut o întrebare așa în fugă. Și ce faci cu ceaiul ăsta? Stau așa frumos sperat acolo. Le admir și văd eu când. Și universul zice, nu, e azi, acum, da? E acum. Acum ai cumpărat, acum folosești. Și tu nici n-ai deschis, nici unul nu l-ai deschis, nu că, da? Și era și cald și ai băut, ți-ai făcut tot felul de limonade sau ai băut de Pepsi în mine sau eu știu ce sucuri naturale sau apă, da? Care cum. Și ce-ți face? Te îmbolnăvești. Tu ți-ai dorit ceva. Ai dat bănuți. Bănuții ai dat din sănătatea ta, din
bucuria, din fericirea, din norocul tău, deci timpul tău. Da? Toate astea, bănuții îți apar. De aia, când mergi pe drumul cunoașterii, nici nu prea ai bănuți. Nu e despre asta și dacă e, îți ia mult din ce, cu ce trebuie să lucrezi. Da? Exemplu. Și ce ți-a făcut Universul? A, ai scos din tine, din timpul tău, din sănătatea ta, din bucurie, din... ai scos. Ca să vezi, Doamne, că... Da? Te gândești acum de 1000 de ori când cumperi. Ce ai? Nu numai ce ai, ca, ca idee. Și nu-l folosești. Deci ți-ai luat cât ți-ai luat, trebuie să și bei. Deci și folosești. Pentru că se upgradează cumva, se schimbă ceea ce e fain, trebuie să guști, altfel nu merge mai departe. E proiecția ta. Toate astea, ce nici n-ai auzit, nici n-ai văzut ceaiurile, sunt proiecțiile tale. Tu, dacă tu ești degustator, ești guști din tot ce proiectezi, trebuie să guști. Nu, îmi cumpăr seama acolo. Mi-am luat stafii de o pungă, că îmi place să ronțe, dar las să stea acolo, cumva mai la, poate, acum sunt struguri, da, eu poate mai la iarnă o să. Dar de ce ai luat acolo, știi? Păi erau mai ieftine și mai erau, nu mai merge așa. Pentru că iei din sănătate, din timpul tău, din bucurie, din norocul, din tot, tot, tot ai luat, din tot. Și ce-ți spune Universul? Da, ajungi odată, femeie, vinul la... povestește, ajungi la momentul în care îl zici, hai, hotărăște-te. Bun, ok, ajung. Și te îmbolnăvește. Îți dă răceală, îți dă... Nu mai știi, dar nu așa, dar știi cum bei? Cu căldarea bei ți-l toarnă pe gât. Așa ghiduș e. E superb, e superb. Distrează-te. Despre asta e viața, despre asta e vorba. Aici e ceva. Așa situații te depășesc și te nebunesc și îți dau așa o fericire când înțelegi lucrurile așa. Îmi dau și lacrimile de fericire, da. Că înțelegi lucrul, ce să înțelegi? Sănătos. Cum ai să treci acum pe lângă ce ai? La pachetel ai să cauți, unde la pachetele ca să guști din... Ai înțeles? În toate te bagi acum, bei la ceaiuri de 2 zile. Alea care le-ai cumpărat cu... Când? Câteva zile în urmă, săptămână, săptămâna trecută. Ceva de genul. Și ca timp nu poți să știi când e, cum e. Da? Și se povestește despre momente din astea. Fii atentă, focus, distrează-te. Despre asta e viața ta. De mami, de transformare, de urcare în vibrații, de zi, de ce vrei și cum vrei acolo.